Timpul pierdut cu mașina la spălătorie sau în serviciu ar putea deveni istorie. Au apărut valeți erei digitale care pot fi chemați prin aplicație în orice zi și la orice oră stabilă. În plus, există și asistenți digitali care țin minte în locul șoferilor când expire toate documentele esențiale. Sunt aplicații dezvoltate la noi în țară și care au deja zeci de mii de utilizatori. Am venit pentru a prelua mașina pentru spălare interior-exterior. Timp salvat și o grijă în minus. Asta promite aplicația care ți aduce la ușă un valet gata să se ocupe de orice problemă legată de mașină. De exemplu, o lăsați la aeroport și vreți să fie dusă acasă, chemați un valet, vă ia mașina de la aeroport și vă duce acasă în parcare ca să fie în siguranță. Dacă mergem în servis, petrecem jumătate de zi cu siguranță. Simplu și ușor de folosit, aplicația este disponibilă în 10 orașe din România. Odată introduse datele de contact, numărul mașinii și adresa de preluare, poți alege dintr-o serie de servicii care pot fi plătite individual sau pe bază de abonament. Cel mai vândut este abonamentul Confort, în care aveți două servicii de spălat interior incluse, două servicii de valet, un serviciu de condus mașina la servis pentru ITP sau pentru revizie anuală și două servicii de dus mașina la vulcanizare pentru schimbul de roți. Costă 222 de lei. Valeții sunt acreditați în urma unei testări de conducere defensivă, iar mașina este preluată și predată în baza unui proces verbal digital, dar și asigurată pentru eventuale incidente în trafic. În loc să petrec o oră cu mașina la spălătorie, valetul va merge cu mașina și o va spăla, iar în timpul acesta eu pot să mă ocup de orice altceva. O altă aplicație 100% românească vrea să fie asistentul digital al șoferilor. Aceasta stochează toate datele mașinii și trimite alerte importante. Pentru tot ce expiră legat de mașină. Că vorbim de RCA, ITP, rovinietă, revizie, extintor, trusă medicală, absolut orice. În plus, parteneriatele cu firmele de asigurări permit utilizatorilor să încheie poliție în mai puțin de un minut, dacă au profilul complet, dar și să deschidă dosare de daună în cazul unor accidente ușoare. Să spunem că este capota care este avariată. Facem două poze, una de ansamblu, una de detaliu. Evidențiez, să spunem că este locul unde este zgâriat, spune că este acolo, ne ajută în evaluarea mai corectă a daunei. Aplicația este disponibilă gratuit atât pe iOS cât și pe Android. Anul acesta vor deveni active și funcțiile de programare la service, pachete de revizie, servicii de închiriere auto și tractare. Pentru mașinile electrice va fi disponibilă și harta stațiilor de încărcare.